Deci Sandra Bu preferă remețanul și hainele mici. Mie mi se pare că Reme are un stil de ăsta. Eu nu știu fashion, repet. De-aia am și făcut pariul ăsta stupid pe care l-am pierdut. Ție ți se pare că e ok? Adică are un sens ce alege ea acolo? Mai nu trebuie să aibă sens neapărat, trebuie să... Asta e fashion, am uitat. Stai, da. Fashion-ul, doamne și doamne, nu trebuie să aibă sens. Știi cum îi deschizi dulapul și ce-ți cade în cap prima dată, alegi și pui pe tine? Eu așa am făcut mereu, dar n-a zis nimeni, vai ce fashion ești, Bogdan, niciodată nu mi s-a zis asta. Păi n-am venit niciun pariu super cool cu vacanță la Paris, să vezi. Eu odată m-am îmbrăcat cu un geamantan, că asta mi-a căzut când am deschis dulapul. Ce să zic? Da, spuneți-ne, hai cu Parisul. Reme a negociat acolo la sânge cu oamenii. Ține-ne, povestește-ne cu căciula. Eu am venit cea mai fericită fată din lume. Am scos o căciulă de la 18 euro la 5. Pe care am șeruit-o, Reme, trebuie să spui neapărat și asta. Da, am împărțit-o cu Sandra o zi. Cum ai scos, mă, o căciulă de 18 euro la 5? Eu stăm pici, chiar dau. Cu stilul meu inconfundable, incomprehensible. Am negociat la sânge. Era român, zi sincer. Păi ce zicea nenea? Da, ți-a dat el? Cum i-ai zis? I-am zis, ce ai cu 5 euro aici? Pur și simplu așa? Da, și-a zis că are cu 18 și am spus că nu, niciun caz, nu dau 18 și că îi dau 4. Și atunci a zis, bine mă, ți-o dau cu 5. Da, găsiți live-ul pe pagina de Facebook Radio 21 România. Pe care suntem acolo live în momentul ăsta, yeah! De altfel. Bună dimineața celor de pe pagina de Facebook. Ne-a adus remețan de la Paris fix un breloc, deci înțeleg că l-ai luat 5 bucăți cu 1 euro. Da, de la marocani. Deci uite-l cum arată, de la marocani. Au deci... istorie. Deci au istorie. E de la Sacré-Cœur. Exact. Deci nu așa de oriunde, de la orice. Păi stai mă că e cu turnul Eiffel, nu știu de unde l-ați luat, dar e cu turnul Eiffel. S-a oxidat cu oxigen de la Sacré-Cœur, nu? Sandra, spune-te rog frumos cum s-a comportat doamna aia în acel magazin cu genți de piele, sâmbătă, la shopping? Ce ți-a spus? Te rog să aranjezi geanta după ce te-ai uitat la ea. Iată. Să aranjezi geanta? Da. Ce ai decoperat? Să dai cu machiaj? Ce adică nici nu bine m-am uitat la ea și am spune să aranjez geanta. Adică am lăsat câteva amprente de România pe ea și probabil trebuia să mai și lustruiesc după ce am probat-o. Și Sandra s-a uitat așa la ea ca o fashionistă și a zis, nu, du-te tu. Dar ce v-ați mai cumpărat de acolo? Hai că-s curios. Deci ați fost la fashion, trebuie să vă fi întors cu ceva. Eu mi-am luat creme, make-up, parfumuri de la cea mai tare parfumerie din Paris, aha, în 1926. Și mi-am luat o băscuță din aceea de care purtau doamnele pe vremuri la not, cu multe flori. Știi? Deci voi fi senzație la piscină. Okay. Adică ceva piesă super senzație pe care sigur nu o să vezi și cu care sigur o să câștige ceva super concurs. Dacă se înscrie cu casca aia în vreun concurs, sigur îl câștigă. se vede și pe casca cu care noți. Absolut. Și eu când am Alex Sleepy, tot la fashion mă gândesc. Proba căștilor de not. Și jacheta de astăzi de pe Sandra este luată tot din banii voștri, așa că vă mulțumim. Absolut. Și super. Ce mi-am mai luat? Ai uitat să zici de rochile alea super cool pe care le-am luat. Ce nu mai tar rochii, descrie-le tu ale mele. Da, sunt super cool și le-am luat așa, pe ultima sute de metri, adică eram, da, una nude, una... Da. Scuze. Bine, câțiva. Știți care e cea mai tare parte din această excursie? Că n-ai văzut nouă fețele. Nu, că era cât de ce să venim măritate de acolo. Pe bune? Da. Și nu oricum. Și una cu alta. Una cu alta, da, exact. Bine, deci n-aveți nimic pe dege, da? Nu v-ați măritat, nu v-ați nimic? Ați venit? Okay. Chiar până acolo n-am ajuns. Okay.